Un mare înțelept spunea că toate religiile din lume și-au dat seama de o viclenie foarte subtilă și au profitat de ea. Spunea că oamenii au fost învățați să nu se iubească pe ei, pentru că este, dacă te iubești doar pe tine, sau dacă te iubești mai întâi pe tine, ești narcisist, ești egoist. Dar cum poți iubi pe alte persoane dacă mai întâi nu te poți iubi pe tine? El mai spune că am fost învățați și ni se repetă în mod constant să iubim pe alții, să iubim societatea, să-l iubim pe Dumnezeu, natura, să iubim tot ceea ce facem, dar mai puțin să ne iubim pe noi. Dimpotrivă, nu putem iubi pe nimeni, nu putem vedea iubirea în nimeni și nimic dacă mai întâi nu ne iubim pe noi. Nu ai cum să iubești pe altcineva dacă mai întâi nu te iubești pe tine. Nu există. Să spunem că acel înțelept care a rostit cuvintele astea, poate s-a înșelat. Poate n-a fost cineva acolo care a creat chestia asta în mod conștient. Poate însă societatea ne învață că trebuie să arătăm iubire, trebuie să ne comportăm conform unor reguli. Lăsăm tot trecutul în urmă și o spun: haideți să începem să ne iubim pe noi, să ne descoperim pe noi, să ne descoperim ce se află în noi, în esența noastră, înăuntru nostru. Și atunci când vom descoperi ceea ce suntem, nu proiecții mentale, nu ceea ce alegem să credem că suntem, nu, să aflăm pe propria noastră trăire, înțelegere. Apoi, când vom descoperi oceanul în noi, bineînțeles că putem dărui această iubire. Bineînțeles că putem vedea natura cu mult mai frumoasă decât ne puteam vreodată închipui. Bineînțeles că putem să iubim soția, bărbatul, familia cu o profunzime cu doar o profunzime care nu poate fi descrisă. De aceea, mai întâi să-ți iubești iubita, soțul, copiii, mai întâi învață să te iubești pe tine, mai întâi învață să te descoperi pe tine ca ființă. Apoi, totul este o curgere în viața ta, totul este atât de frumos și atât de beatific, încât nu-ți poți imagina. Și sincer, nici nu se poate imagina, pentru că se poate doar trăi. Numai cu bine.